tuturor cablu mătii. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Eu mă simt ca un reporter acuși de la știri, Ovidiu Oanță Pro TV, Andreea Esca e legătura în studio. Mă aveam un handsfree pe aici, dar nu-l mai găsesc să mi-l pun ureche, chiar că arătam ca Ovidiu Oanță. Întâi se pare că avem un mesaj din partea tovarășului nostru, Ceaușescu, care ne spune: cine dă dislike la Q&A trebuie să ne dea pe măsautură. Așa că dacă vreți ca tații voștri să n-aibă certuri cu mamele voastre, să nu vă pună dracu să dați dislike. Ce tipuri de muzică asculți? În general cam ce pun pe live-uri. Dacă vreți să o fac un top 5-10, câte mi-o trece mie prin cap, trupe, formații, melodii preferate, să lăsați un comentariu. E bune corcodușele verzi? Care e personajul tău preferat din jocuri? În paranteză, orice joc. Mă, eu n-am jocul meu preferat, dar Nico Bellic, pentru că e est-european de-al nostru. Trevor, pentru că cui nu-i place Trevor. Oh, hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Oh, hey there, Trevor! Hey there, Wade. Did you meet Gebra? Interesting lady. Deadpool, că mi s-a părut foarte amuzant. Is that her? Lo behold! Number one fangirl is hot! Da, cred că cel mai bun personaj ce-mi trece mie acum prin cap, care nici măcar nu este protagonist, e antagonist, Vas din Far Cry 3. Pur și simplu, tipul ăla are niște dialoguri senzaționale. De asta și Far Cry 3 este unul dintre, are una dintre cele mai bune povești din istoria gamingului. Did I ever tell you the definition of insanity? Mai ești bombă nucleară? Numai după ce mănânc porumb fier. Dacă îmi pun și o brichetă la cur când mă beșesc, știți cum mă fac? Pyro din TF2. Mai am și masca aia de gaze. Ești fratele Ricardo? No, de unde drag să fiu o frate cu Ricardo? Nici măcar nu semăn cu el. Of, of, și aș fi reușit dacă nu vă băgați voi, copii netremnici. Vei face un clip asemănător cu cireșe? Da, fac cu cireșe, cu ceapă verde, cu cartofi cruzi, cu tot ce-i nevoie. Ce o să faci când vei ajunge la 1 milion de abonați? Nu las că după 9 luni cere pensie alimentară. Pur și simplu, ce mi-ai lăsat tu aici este un sfat extrem de util pentru toți cocalarii care au peste 20 ceva de ani și umblă cu fetițe de școala generală. Ar trebui să ia lecții de la tine. Dacă viața e amară, măcar să aibă gustul berii. Și dacă prietena ta e acră, strânge-o tare până curge din ea numai limonadă. Dacă ai avea un tractor U650, ce ai face cu el? Din punct de vedere al comunității, în ce direcție crezi că se îndreaptă YouTube și dacă te vei apuca de livestream pe Twitch? Mult noroc în ceea ce faci, apreciez munca pe care o depui și îți sunt abonat încă de la începuturile canalului Ovidiu766. Mă, mersi, Iuliane, ești un dulce. Da, stai părând aici că te-am încărnat tu. Din punct de vedere al comunității, așa, în ce direcție crezi că se îndreaptă YouTube? În ce direcție se îndreaptă YouTube? Spre grădiniță.
Și dacă mă voi apuca de live stream-uri pe Twitch, mă, dacă o să mi se acrească atât de rău de YouTube, da, o să mă apuc până la urmă pe Twitch. Eu momentan nu m-aș apuca de Twitch din două motive. Unu, m-am obișnuit pe YouTube și nu prea stau eu pe Twitch. Așa îmi place mie să fiu mai lejer, să am totul pe YouTube și gata. Și doi, nu vreau să uite nimeni la mine, pentru că român pe Twitch nu prea auzi și să am atât de mulți subscriberi pe live-urile de pe YouTube încât să aibă cine să vină și pe Twitch ar fi, adică nu știu, dacă am pe YouTube 20-30 de oameni pe live, clar pe Twitch aș mai avea vreo 7-8 probabil. Viorica Dăncilă întreabă, mă iubești? Te iubești și te ador, ca pe roată de tractor. Când te văd la televizor, pun mâna pe topor. Cum te prind pe stradă, cum te omor și apoi te dau la abator. Așa puteți cuceri orice fată, băieți. Bine, chiar dacă asta probabil are 50 de ani ca popa, știți cum se zice, găina bătână și morcovul tânăr fac ciorba bună. Nu mă dați în judecată pentru asta. Nu votați cu PSD-ul, muie Dragnea. E 2019, de ce PLM mai există umanitate? Umanitatea există pentru că specia, pentru că rasa umană este singura specie de pe pământ care a vrut să evolueze și a reușit să evolueze până în stadiul de față, încât să ne construim propriile noastre cuiburi, care acestea sunt orașe, sate, depinde de numărul de oameni din acea zonă. De aceea noi am ajuns până la urmă să cucerim planeta și să nu lăsăm o altă specie să se dezvolte. Că dacă era să evolueze o altă specie de pe pământ, fie reptilă, fie mamifer, fie pasăre, probabil acum am fi ajuns la un război și n-ar fi câștigat nimeni. Bine, oricum, dacă vine al treilea război mondial, dă Putin sau Trump sau cine o să fie atunci președinte peste Rusia și America, o să dea cu bomba nucleară și ne ducem dracu tot și probabil extraterestrii o să stea pe OZN, o să stea bârlăp pe OZN și o să mănânce floricel sau ce dracu mănâncă ei și o să râdă de noi, o să zică atâi bă și pe proștii ăștia ce se bat între ei și nu câștigă niciunul, aoleu, hai să plecăm de aici. Mai bine că nu i-am vizitat 10.000 de ani. Sau poate chiar ne vizitează. La ce vârstă ai început să asculți rock? De mic îmi plăceau așa melodiile rock când mai auzeam câte una, dar așa să ascult constant din ce în ce mai mult, undeva pe la vreo 14 ani, cred, da, cam așa, 14 ani, sfârșitul clasei 8-a, nu, vacanța de vară din 8-a, când am terminat 8-a, pentru că începusem să mă uit pe YouTube. Mă uitam la Codrin și Dani Peneș, ei sunt roaceri de-ai mei, sau mai degrabă eu am devenit roaceri de-al lor. Și am început să descoper formații, am început să ascult Linkin Park, Skillet, ce dracu mai ascultam, Red Hot Chili Peppers. După aia am trecut la Metallica, Iron Maiden și am avut la ce ascult acum Fight the Fury și Breaking Benjamin și ce mai pun eu pe live-uri. Dacă vreți să fac videouri legate de ce muzică ascult, pardon, de adevărata muzică, de muzică de calitate, nu de ce se filmează alții, se cred mari cântăreți. Manelari 2.0. Ce vei face când te vei întâlni cu un fan pe drum? La cât de des eu din casă, nu cred că o să mă găsesc cu vreun fan prea curând. Ce părere ai despre 5 Gang? Ce crezi despre Abby vs. 5 Gang?